seara și felicitări, o victorie foarte importantă. A fost o repriză destul de dificilă. Ce v-a motivat la pauză? Ați intrat foarte motivat, ce v-a spus Ștefan? Bună seara, în primul rând. Da, așa este, a fost o repriză foarte dificilă pentru noi, am început foarte prost meciul. La pauză am intrat în vestiar și am făcut o ședință mai serioasă și a trebuit să luptăm ca să revenim în joc și așa s-a întâmplat. Urmează o partidă destul de dificilă cu Turda. Îi vezi să vă impună probleme, oarecum? Nu știu dacă o să ne impună probleme sau nu, dar noi o să jucăm, să câștigăm și sperăm să dăm totul pe teren, să mergem în finală. A fost în seara asta și galeria, micuța galeria, alături de voi. Din a doua repriză chiar ați simțit energia lor? Așa este, ne dau o energie pozitivă tot timpul și le mulțumim pentru asta și o să fie alături de noi în continuare. Mulțumim și mult succes!